Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Ioan Drienovski, consilier tehnic în cadrul unei companii de utilaje agricole. Bună dimineața, domnule Drienovski! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Sigur, au trecut sărbătorile de iarnă, am intrat într-un an nou, fermierii au ceva activități în câmp și urmează să aibă din ce în ce mai multe în perioada următoare, inclusiv în zona de activități și de lucrări cu mașini agricole. Că vorbim de arături de iarnă, că vorbim de dezăpezire. Iată, e o perioadă acum în care trăim o iarnă adevărată, aproape la nivelul întregii României. Care sunt sfaturile dumneavoastră de expert cu atâția zeci de ani de activitate în zona de mașini și echipamente agricole? De ce ar trebui să țină cont fermierii, mai ales fermierii care se pregătesc să iasă în câmp cu utilajele? Ținând cont de faptul că suntem doi asociați care exploatăm 250 de hectare și ne-am asociat așa un agronom cu un mecanic, de lucrări specifice în câmp se ocupă mai mult colegul meu, de utilaje mă ocup eu. Dar perioada care o trăim acum e ceva aparte, ceea ce n-am întâlnit de 30 de ani. Parcă în perioada asta nu atât în atelier trebuie să ne pregătim utilajele, ci să stârpim șoarecii de pe câmp, pentru că mai ales la noi în vestul țării este o catastrofă, este o invazie de șoareci cum nu a mai fost de ani de zile. Să fie din cauze naturale de care nu ne dăm seama, să fie din cauza că multă lume a trecut la notilici și nu li se mai distruge habitatul. Nu știu, experții se vor pronunța. Ideea este că e ceva de nedescris ce se petrece la noi în zonă. De ce ar trebui să țină cont fermierii? Așa, lucruri obligatorii din punctul dumneavoastră de vedere pentru perioada următoare, în ceea ce privește, evident, exploatarea și întreținerea utilajelor agricole? Păi, după cum e și zicala, să-ți faci vara sanie și iarna car, este o perioadă optimă de inventariere a tuturor problemelor, deci ar fi un pasul 1, stabilirea unei strategii și a anumitor pași care trebuie parcurși, astfel încât atunci când vine campania de lucrări, să nu te prindă nepregătit, precum îi prinde de regulă pe politicienii noștri iarna, pe nepregătite. Deci noi trebuie să fim pregătiți în această perioadă. Să încercăm să ne facem un necesar de piese de schimb, pentru că mai ales în ultimii 2-3 ani, după pandemie, termenele de livrare la piesele de schimb nu mai au această stabilitate pe care o aveau înainte. Dacă înainte ne puteam baza, știu eu, o săptămână, 10 zile pentru furnizarea anumitor produse, există componente la care timpul de așteptare este și câteva luni. Deci, să o facem din timp, mă repet, vara, sanie, iarna, car. Lista cu necesarul de piese de schimb, lansarea anumitor comenzi și programarea reviziilor. Bun, asta ar fi un prim pas. Apoi, în perioada aceasta, că vorbim de anotimpul rece, în care utilajele sunt mai mult în garaj sau în depozit, în magazie, la ce ar trebui să se uite cu atenție fermierul? Acum să se uite la încheierea campaniei, în mod normal trebuie curățate, conservate suprafețele împotriva coroziunii, deci o protecție anticorozivă a suprafețelor și pe cât posibil stocate, garate sub un acoperiș într-un loc uscat și să mai adie o leacă vântul. Și nu neapărat închis, pentru că, nu știu de ce, iarăși am o experiență foarte neplăcută cu șoarecii. Dacă o puneți într-un șopron închis, întuneric, parcă le creăm habitatul rozătoarelor să se retragă în acele utilaje și să facă pagube, mai ales rod fire. Și cum în zilele interesant. Deci trebuie avut grijă de asta. Avut grijă și mai ales cum în zilele noastre utilajele au foarte multă electronică,
Nu ca pe vremuri că aveam câteva fire la care oricine se uita la culoare și o rezolva. Acum sunt foarte multe comenzi electronice și procesoare. Îți face de lucru un șoricel de nu e adevărat. Deci aici trebuie să ne gândim. Să facem periodic, să ne mai uităm pe cât posibil să nu le creăm habitatul acelor animale și unul la mână și doi la mână să punem acele capcane cu lipici în cabină, în zonele în care există multe fire sau în locurile unde sunt condiții ca acele rozătoare să se ascundă. E valabil și la alte utilaje, nu numai la tractoare și la combine. Sunt e o diferență de abordare în ceea ce privește întreținerea între tractor și combină? Sunt anumite lucruri care se fac la tractoare și nu se fac la combină sau invers? În principiu, combina, mai ales cea care a lucrat toamna în porumb, în principiu nu o spălăm. Pentru că nu prea sunt șanse să se usuce apa până la primăvară și înghețul, dezghețul periodic accentuează coroziunea. Deci este de evitat. Noi la ferma noastră spălăm combinele numai când e musai, să spun așa, și numai vara, când eventual după campania de greu, dacă m-a prins o ploaie și plină de noroi, pentru că atunci într-o oră, două s-a uscat. Nu, apa nu încorodează. Dacă prinde un timp liber puțin și să-și verifice neapărat radiatorul de la combina. Pentru că, fiind mediul în care lucrează combina cu mult praf, noi mai curățim celulele de la radiator pe exterior cu andreea de tricotat, de plastic. Se întâmplă ca acele să fie înfundate, acele celule. Și atunci nu mai am răcirea bună. O fac acum. Nu o las pentru o altă dată. Acum am timp, acum mă ocup să verific dacă n-am șoareci, să văd dacă radiatorul mi este curat. Bineînțeles că în toamnă mi-am verificat bateria sau am pus-o la adăpost, mi-am verificat antigelul, mă rog, cei care mai au apă, dar nu se mai folosește numai la utilajele care nu sunt motoare non-euro, acolo mai avem apă. Deci nu cumva să mă înghețe blocul motor, să vedem concentrația antigelului și totuși ar trebui făcut ceea ce nimeni nu prea face. Manualul spune că antigelul trebuie schimbat la 2-3 ani, inclusiv la autoturisme la fel. Sunt convins că marea majoritate nu prea schimbă la 2-3 ani antigelul. Apare vreun risc? Se deteriorează unul la mână și își pierde proprietățile. În aparență ai făcut o economie că n-ai schimbat antigelul, dar pierzându-și proprietățile, s-ar putea să-ți apare probleme la curge la pompa de apă. Presetupa nu este unsă cum trebuie. În zona de implementuri, nu știu, pluguri, semănători, zona de stropiri, de fertilizare sau de tratamente, aici la ce trebuie să se uite și ce trebuie să aibă grijă fermierul român când stochează, depozitează aceste echipamente peste iarnă? Depinde cum stă cu spațiul, dar totdeauna la îndemână ar trebui să-și lase mașina de împrăștiat îngrășăminte, pentru că imediat în perioada următoare vom începe în scurt timp fertilizarea fazială. Și celelalte utilaje, bineînțeles, semănătorile, mașini de pregătire a patului germinativ, astea toate și-au cam terminat lucrul de vreo 2-3 luni. Suntem la începutul anului. Astea deja trebuiau curățite, stocate și cu ce mi-a mai rămas, chiar și ulei ars, dacă n-am altceva, dar în principiu cu vaselină, unse organele active ca să protejeze împotriva ruginii. Știți cum se spune? Un soare jumătate de mecanic. Că vorbim de tractoare, că vorbim de combine, că vorbim de implementuri, păstrarea anvelopelor în bune condiții, ce sfaturi aveți aici? Acum, atât vara cât și iarna mai trebuie avut grijă de anvelope, că și de pantofii noștri mai trebuie să-i dăm cu cremă. Corect. Mi-a plăcut, nu rețin unde am văzut, dar într-o vară, într-o căldură dogorâtoare, fermierul n-a avut nevoie de tractor,
i-a suspendat roțile față-spate și le-a dat cu var. Pentru că era în dogoarea soarelui. Să-și protejească cauciucurile, să-și protejeze cauciucurile, scuze, le-a dat cu var. Noi, iarna, ideal ar fi să suspendăm, să nu stea greutatea pe roți. Dar cine își permite să suspende atâtea utilaje? Dacă nu ne permitem să le suspendăm, utilajele stocate, domnule, cel puțin o dată pe lună să-l mișc puțin. Ca acolo unde e contact cu solul, acolo e cauciucul cel mai solicitat, ca să schimb locul. Discutăm despre alte sfaturi extrem de utile pentru fermieri legate de păstrarea utilajelor în timpul iernii după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Ioan Drienovski, consilier tehnic în cadrul unei companii de utilaje agricole. Domnule Drienovski, vorbeam înainte de pauză de anvelope și de necesitatea, spuneați chiar înainte de pauză, că e bine ca tractorul, de cele mai multe ori de tractor vorbim, să fie mișcat în timpul iernii din când în când pentru a schimba locul în care anvelopa rămâne fixă pe sol, nu? Acolo apare o deformare valabil și la autoturisme. Bine că autoturismul de regulă circulăm zilnic, nu lăsăm 3-4 luni ca să se odihnească. Bun. În zona de anvelope mai sunt alte recomandări pentru anotimpul rece? În principiu verificată presiunea. E bine să fie o idee mai mică și suspendate. Asta ar fi ideal. Dar dacă nu se poate, presiune normală și mișcat. E suficient atâta. Ce sfaturi generale aveți pentru fermieri în ceea ce privește exploatarea tractoarelor în perioada anotimpului rece, la temperaturi negative, să zicem? Dacă înainte de începerea iernii este obligatorie verificarea stării bateriilor acumulatoare, deci asta presupun că au făcut-o toți, să ne gândim că la temperaturi foarte scăzute, viscozitatea uleiului este alta. Uleiul devine mai viscos. Chiar dacă mai nou specialiștii și la autoturisme și la tractoare nu recomandă încălzirea motorului, că nu este cazul, am o altă părere, mai ales la temperaturi negative, trebuie lăsat câteva minute acel ulei să-și facă plimbările, să intre în toate orificiile, să ungă peste tot și încălzindu-se revine viscozitatea lui la normal și atunci va asigura o ungere corectă. Deci lăsat iarna când sunt temperaturi negative, lăsat câteva minute și să se încălească uleiul ca să facă o ungere corectă. Mai fac băieții câte o greșeală. De regulă când sunt temperaturi negative și mă duc pe câmp, vă dați seama acum toate tractoarele sunt cu climatizare. Pune pe recirculare. Aer este normal, se încălzește cabina mult mai repede. Problema e că uită să dea butonul înapoi și cum tractoarele de ziua de astăzi sunt performante, cabinele sunt bine etanșe, plamează, începe să-l doară capul. El n-are aer proaspăt în cabină. Deci să nu uite acel buton micuț. Pare un detaliu, dar scade randamentul operatorului, nu? E vorba de confortul propriu. Sigur. Deci, practic, din ce îmi spuneți, în primul rând, uleiul trebuie, viscozitatea uleiului trebuie gestionată corect. În rest, tractoarele, chiar vă închipuiați acum 30 de ani unde vom ajunge astăzi cu tehnica și cu mecanica și cu zona de IT în ceea ce privește utilajele agricole? 30 de ani, o treime de secol, nu mi-aș fi închipuit, dar mi-aduc aminte că primele mele ieșiri în străinătate, pe la fermieri, că așa am început, că am adus utilaje second hand, pentru mine, pentru prieteni, câte unul am și vândut, așa au fost începuturile, dar vedeam agricultorii, cel mai mult mai plăcut Alsacia. Deci acolo este o nație hibridă, să zic așa, între nemți și francezi, care au rigurozitatea germană cu căldura franțuzească
Și când am văzut utilajele din curtea agricultorului, mă uitam, vai, Doamne, câte generații am nevoie să ajung acolo. Și uite că am ajuns. Deci asta e un Într-o aspect. Al generație s-a doilea, făcut saltul, da. s-a făcut saltul, dar am mai făcut ceva. Eu locuind într-o zonă de frontieră, umblând de ani de zile și în alte țări, cu 15 ani în urmă, mă uitam așa cu jind la terenurile vecinilor, mai ales așa pe timp de iarnă, că suntem în ianuarie, arăturile toate făcute, culturile toate în stare foarte bună, terenurile nivelate, drumurile întreținute. Asta a fost acum 10-15 ani. Ziceam, vai, Doamne, când ajungem noi la nivelul vecinilor? Pe uite că i-am depășit. I-am depășit pe vecini în ceea ce privește calitatea lucrărilor. Mici excepții mai avem, dar asta poate ne caracterizează pe noi, că nu avem grijă de drumuri și le distrugem, că vorba aia, azi că stric eu că vine altul să repare. Deci nu există acel simț civic. La capitolul ăsta parcă nu suntem în stare să ajungem pe vecini. În Spațiile rest, publice, cum e și scara blocului, nu? E o analogie ceva bună, de cred. genul ăla. Aveți perfectă dreptate. Ori e scara blocului, ori este drumul agricol public de care folosesc doar cei care au teren în zonă. Asta este, nu e al meu. Poate este o remanență a regimului trecut. Poate. Dar în ceea ce privește, e o observație importantă, în ceea ce privește calitatea lucrărilor agricole pe care fermierii români le fac în acest moment, sigur, luăm o medie, sunteți mulțumit de unde e România în acest moment, nu? Din punct de vedere al efortului depus de agricultori, da. Din punct de vedere al calității lucrărilor făcute de agricultorul român, da. Nu sunt deloc mulțumit de atitudinea politicienilor față de agricultori, pentru că la noi agricultorul este lăsat de izbeliște. Deci Deci parcă clasa e loc de politică mai nu mă... bine, nu? Din acest punct Parcă de vedere. nu fac politică, dar nici trebuie să recunosc, nu iubesc pe politicieni. Bun. Repet, este loc de mai bine, este evident părerea dumneavoastră, pe de o parte. Pe de altă parte, în acest moment putem spune că, din punct de vedere tehnic și tehnologic, suntem la nivelul celorlalte țări din Uniunea Europeană, țări poate mai dezvoltate din punct de vedere agricol, și saltul acesta l-am făcut într-o generație. Erați mai pesimist la începutul anilor 90, nu? Va dura mai mult în sensul acesta. Eu am făcut comparația doar cu o singură țară, cu o țară vecină. Mi-aș permite și aș recomanda multor agricultori să viziteze Polonia. Aici avem noi în România o problemă foarte gravă față de polonezi. La ei a fost o birocrație simplificată. Cu mult mai mulți bani europeni au accesat agricultorii. Mă refer la bani europeni pentru achiziția de utilaje. Coincidența face că lucrând la o firmă, suntem importatori exclusivi de anumit brand, ne întâlnim periodic într-o anumită țară și facem un schimb de experiență din mai multe țări. Și discutam cu omologul meu de pe Polonia, care mi-a explicat că în Polonia, deja ai putut să cumperi un tractor de 100 de cai dacă aveai peste 10 hectare de pământ și aveai de completat 3 foi A4. Atât. Haideți să le comparăm cu proiectele noastre și cu schimbarea regulilor jocului în timpul jocului. Iarăși ajungem la politică, așa că mai bine să nu deviem de la subiect, Bun, ci... dar Polonia poate fi un model, nu? Și din punct de vedere al procedurilor și a Da, lucrurilor ce trebuie făcute în agricultură. pentru că începând de la plug, vom ajunge la raftul de la supermarket. Ia mergeți dumneavoastră în rafturile, vă uitați pe rafturile de la supermarket. Acum apreciez așa după ochi, 70% din produsele lactate sunt import Polonia, poate chiar 80% la noi. Și sunt de o Bun. calitate bună. Deci Ei avem au lucruri făcut. de făcut și avem de unde să ne inspirăm, să luăm modele bune de dezvoltare a sectorului agroalimentar. Domnule Drianovski, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Punem punct interviului de astăzi din Agrostrategia. În cele ce urmează, colega mea Dana Constantinescu va pregăti îndrăgita rubrică în Grădina Danii.
Vă invit să urmăriți această rubrică, iar noi ne vedem luni la orele 10 la o nouă ediție Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și vă urez toate cele bune!